Îți promoțional. Nu stați pe gânduri. E timpul să petreceți mai puțin timp făcând curat în casă. Mopul Whirly. Sunați și comandați acum. Ați venit, dragi prieteni, la al doilea sezon Filmul sau Viața, întâmplător sau nu, prezența feminină dintre cei patru participanți la acest talk show atipic este aceeași prezență feminină ca și la prima ediție Filmul sau Viața din primul sezon, cel din februarie 2010. Alexandra Velniciuc, direct de pe scena festivalului de la Mamaia. Da, mulțumesc de invitație. Cum adică întâmplător sau nu? Am crezut că este chiar o dorință a ta să fiu aici. Nu, niciodată realizatorul nu-și poate impune absolut tot, și sumar, și invitați, și desfășurătorul emisiunii. E o chestiune subînțeleasă într-o televiziune mare. Bine, atunci întotdeauna să mă impui pe mine la începutul câte unui sezon ca să-ți meargă bine. La fiecare nou sezon, Filmul sau Viața. Dar și un alt mare prezentator al festivalului de la Mamaia, și care nu a fost acolo doar o singură ediție, cea a 40-a, ci 13 ediții, domnule Octavian Ursulescu. Asta e, sper ca la ediția 41 Alexandra să mă primească lângă ea. Cu drag. Și aș face 14 și la 15-a să fie cu noi și băiatul acesta și frumos, da. Cu mustață. Și n-am înțeles de ce maestru Șerban Ionescu n-a reușit să prezinte festivalul de la Mamaia prin 91. Era cât pe ce? Ne-am retras amândoi în semn de protest. De ce? În semn de protest, vă răspuns. Dar cred că la vremea aia am renunțat în a prezenta festivalul pentru că nu știam gama. Acum am învățat-o, sunt pregătit, așa că accept orice invitație din partea organizatorilor. Dacă nu, sunt aceiași. La ce probleme au fost anul ăsta? Nu mai sunt. La ce probleme au fost anul ăsta? Totul e să nu trebuiască doi dintre noi să prezintă și al treilea să cânte, că Mamaia nu se va mai organiza. S-a vorbit foarte mult în săptămânile acestea despre starețul Bătăuș, care a făcut și adresa acolo la o mănăstire de prin județul Constanța. Cu ce film să comparăm noi știrea pe care o vom difuza? Am ales un film din 1977, Călugărul Shaolin, regia Fudilin. Vă puteți imagina că există o persoană care se cheamă Fudilin? Da, a fost un regizor care a regizat o scenă în care apare un călugăr cel puțin la fel de bătăuș ca și clericul nostru. Hai să vedem secvența de film. Ionescu, v-ați bătut și dumneavoastră, ați jucat în Martori dispăruți, în Lacrima cerului, era filmele alea după ce s-a terminat seria cu Mărgelatul. Cine vă învăța pe vremea aia sau știați de acasă? Păi, făcusem la facultate cu 20 de ani în urmă ceva luptă scenică, plus că acolo era Sobi, care avea îndemânare în zona asta, dar urmărind secvențele astea, apropo de zgomote, loviturile, palmele... Da, e tipic pentru filmele cu Kung Fu. Da, mă întreb câte... Și mai ales la Kung Fu.
Mă întreb câte poponețe de copil vor fi folosite ăștia, că tot așa se aude de parcă. Pentru dublaj, da. Poponețe de copil, știi? Nu, nu e voie, nu. Copiii, animalele, nu e voie să se folosească la... Păi știm noi ce e în spatele imaginii. Bun, hai să vedem și știrea din realitate despre care făceam vorbire. Cea cu starețul care bate un enoriaș. Un mănăstir din Constanța este acuzat că și-a nenorocit un enoriaș care a îndrăznit să intre în curtea bisericii. Imaginile sunt șocante, dar vă avertizăm, mult mai șocante sunt vorbele preotului. În imaginea alea ați pus mâna pe cetățeanul. Am văzut o chestie, dar faptul este, vă spun un singur lucru. Ceea ce scrie acolo, a zis că l-am prins de păr. Omul ăla nici măcar n-a de-a păr. Al doilea lucru, foarte rar port cămăși. În filmare sunt îmbrăcat în cămașă. Eu de obicei port tricouri fără mâneci, dacă sunt civil. Iar așa prost nu este nimeni să se apuce să bată pe cineva de față cu alții, nu? Așa își pune problema un slujitor al domnului acuzat că și-a bătut un enoriaș. Nu bătaia în sine îl deranjează, ci faptul că a fost filmat în timpul furiei sale neortodoxe. Scena a avut loc acum câteva zile. Actorul principal este protosinghelul Teotim Popa, starețul mănăstirii Basarab din Constanța. Părintele stareț în spate lucratul n-a beton. Astfel se explică lipsa straielor preoțești. Mai greu gesturile părintelui față de un enoriaș care a încercat să își scurteze drumul spre casă prin curtea bisericii. Părintele Teotim și-a imobilizat victima, apoi a lovit-o. La un moment dat, preotul își lasă enoriașul să respire și arată poarta bisericii, dar nu renunță și mai dă un picior. În imagini se vede cum victima sângerează și cum agresorul o pălmuiește. Ajuns acasă, bărbatul nu a vrut să povestească nimănui ce s-a întâmplat. Ce v-a povestit? Atâta ne-a zis că am mâncat bătaie. Câteva enoriașe recunosc că omul a fost atins de preot. Ce moșule, că e unul care nu-i sănătos? E plin de sânge omul pe față. Ei, plin de sânge! Ceilalți călugări ai mănăstirii Basarab se stăpânesc cu greu. Am văzut pe internet ceva, așteptăm să vină părintele și cu el o să vorbesc mai mult. În același timp, starețul se pierde în explicații. Am avut un muncitor de la Oradea care de multe ori mai... rămânea singur în mănăstire. E posibil ca el să fie în locul meu. Am avut un părințel pe aici, pe la mănăstire, pe la mine, care cu asta se ocupă. Deci, să înțeleg că e o răzbunare la mijloc? Da, sigur, bineînțeles. Faptul că nu vreau să-l primesc înapoi și de asta îmi face fazele astea. Asemănarea însă este izbitoare. Până și superiorii săi și-au dat seama de asta. Omul acela, indiferent ce ar fi făcut, n-ar fi trebuit să fie pus jos și să se continue să fie lovit. Protosinghel, apoi episcop și poate chiar patriarh, iată ce carieră l-ar fi așteptat pe Teotim Popa. Momentan, starețul mănăstirii Basarab a fost suspendat de Arhiepiscopia Tomisului și va fi judecat într-un consiliu de preoți. Economie fără compromis la curățenie? Iată ce fac prietenii mei. Factura la curent a luat o raznă. Gata, de acum folosesc apă rece și economisesc. Nu mai bine spălăm cu Bonux Active Cold? Curăță foarte bine chiar și la 30 de grade. Și economisim și la curent, iar factura este a vecinilor. Bonux. Economie fără compromis la curățenie. Cu laptele mini poți câștiga săptămânal pentru tine și ai tăi o vacanță la munte în Austria și multe alte premii în fiecare oră. Caută și tu produsele promoționale. Mili, la fel de natural ca și grija. Pentru dureri musculare și reumatice, ai nevoie de Ketonal Gel. Are doza necesară dintr-o substanță activă puternică și eficientă ce acționează la locul dureros. Ketonal Gel. Putere și încredere. Descoperă noua generație de șampoane antimătreață de la expertul în îngrijire Nivea. Spre deosebire de șamponul lider antimătreață, sistemul Liquid Clear conține activi solubili. Aceștia se dizolvă complet și elimină eficient mătreața, fără a lăsa urme vizibile. Până la 100% fără mătreață. 100% păr frumos. Testat. Noua generație de șampoane antimătreață de la Nivea. Încearcă-l acum!
100% fără mătreață sau îți dăm banii înapoi. For fun. Buzdugan și Morar renunță la radio și fac spectacol. Ascultă Orchestra Națională de Radio din 6 septembrie. Casa de comenzi, Direct Home Delivery, prețuri de hipermarket, livrare maximum 24 de ore, fără taxe de transport. Comenzi online pe www.edhd.ro. A apărut noua Felicia și vă arată care sunt minusurile alimentației moderne. Știați că ardeiul este cea mai importantă sursă de vitamina C, iar rafinele sunt extrem de necesare pentru sănătate? Pentru o relaxare totală, vă recomandăm acupunctura. Felicia, cea mai citită revistă de sănătate, nutriție și frumusețe. Tratamentul cu antibiotice, alimentație incorrectă, stres. Toate acestea duc la dezechilibrul florei intestinale, cauza principală a problemelor tale digestive, constipație, indigestie, balonare, diaree. Cu un complex echilibrat de bacterii, probioticul Linex elimină atât cauza cât și efectele problemelor digestive. Linex reface echilibrul florei intestinale și asigură bună funcționare a sistemului digestiv. Linex, o floră echilibrată, o digestie sănătoasă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sâmbătă, 2 octombrie, la Zona Arena, concertul extraordinar Ozzy Osbourne. Let me hear you. Bilete prin eventim.ro și în magazinele partener. În deschidere, Coma și Luna Mara. Hey, this is Ozzy and I'm coming to rock you all in Romania. I'll see you all in October 2nd at Zone Arena. Let me hear you scream! Mirodenia de la Fuchs, fără monoglutamat, doar atât de puțină sare, 100% natural, ei? Da! De la Fuchs, mirodenia e 100% naturală? I-ai făcut testul? Da! Mirodenia, fără conservanți? Ai mă, mamă! I-a făcut Emi testul! Pentru o mâncare 100% naturală, mai trebuie puțin Fuchs. Când alergia mea se agravează, parcă sunt în ceață. Dar vreau să mă bucur în continuare de lucrurile care îmi plac. Să fac poze, de exemplu. Cu Claritin totul devine clar. Alergia mea este controlată și mă simt în formă. Claritin este cel care mă ajută atunci când strănut, îmi curg ochii și mă mănâncă nasul. Timp de 24 de ore. Te-ai gândit că ai putea fi unul dintre ei? Claritin lovește alergia în plin. Acest medicament conține loratadină, 10 mg, și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea pacientului prospectul sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. La Fuchs, natura este singurul ingredient. Pentru naturi costoase, mai trebuie puțin Fuchs. Holsten respectă legea germană a purității berii. Doar trei ingrediente, malț, hamei și apă, dau gust adevărat unei beri cu adevărat germane. Respect! Holsten. Totul pentru gust. Ceva nu miroase bine. E bune? Noul Domestos Bacti Stop? Ăsta nu știu să mor eu! Să mor tu, mori cu toții! Noul Domestos Bacti Stop omoară microbii de fiecare dată când trage apa. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. E adevărat că suntem răi, dar tot ce facem cei mai buni. La un moment dat sper eu că mă voi întoarce în televiziune. Poate mă primești în afară. Show-ul pe care îl iubești. Îi mulțumesc pentru toate momentele în care m-a făcut mândru că este asistenta mea și că a dovedit în anii ăștia că este cea mai bună asistentă de televiziune din România. Prieteni.
prietenii care îți aduc zâmbetul pe buze. Adică tocmai tu, mă, nenorocitule. Revin din septembrie. Ce dorești? Vreau o ce ești. Te gândești mereu la criză? Crezi că viața e o zdreanță? Scoate-te un pic din priză. Începe o toamnă de distracție în stil răi, dar bun. Hai mai aproape, curaj. Băi, stai aici. Ți-am rupt gâtul, nu? Cu Mihai Morar la Antena 2. Adică ce? Există altă vedetă în emisiunea asta în afară de mine? Sau... Muzica îi e destin. A reușit să ridice publicul în picioare. Viața îi e spectacol. Ador să mă întâlnesc cu lumea. Unul l-a onorat. Ești iubit de publicul tău. Alții l-au rănit. Cei mai mulți îi prețuiesc sensibilitatea și talentul. Bă. Tu ești un artist complet. Sâmbătă seara, Mihaela Tatu te invită să afli povestea lui Suevo. Seamănă lei cu tine, zici că sunt iasprat. Prieteni dragi și mentor. Și știi că te iubesc. Ești o mare voce. Momente unice și surprize emoționante. Îți mulțumesc! Mihaela, îți mulțumesc pentru surpriză! Celebri sau nu, la Mihaela Tatu sâmbătă seara de la 7, la Antena 2. Sunt spectaculoși. Mi s-a declarat decesul. Va salva CNN-ul. Fără a face spectacol în viața lor. Printre noi sunt minți strălucite. Ne-au scanat mansarda, n-au găsit nimic. România a uimit lumea de multe ori. Sunt interesanți. Scenariul merge și așa. Fără a fi interesați de imagini. Cazul de necaz pe care îl facem noi. În schimb, să avem răbdare. Lucrurile se vor schimba. Oh, da, asta este minunat. Sunt vedete veritabile. Mi-ar plăcea să fiu. În domeniile în care au făcut performanță. Va fi o mare reușită acest roman. Delia Budean. Problema noastră e sistemul. Nu cred că dialogul este important în democrație. Îți prezintă... E superb finalul. Oamenii timpului nostru la Antena 2. Alexandra, tu ce alegi? Călugărul Shaolin din film sau Starețul Bătăuș din realitate? E, na, e evident că nu aleg Starețul Bătăuș, dar trăim într-o lume nebună, complet. Deci argumentul lui acum era că dat seama? Poartă tricou fără mânecă de obicei și că nu e el în filmare, că acum are tricou cu mânecă. Da. Asta e argumentul? Dar ai văzut martorii și sătenii care spuneau, prinde sânge, groaznic. Dar e o atitudine tipică de solidarizare cu vânătorul și de... Dar eu cred altceva. Starețul, conducându-se după preceptul bătaia ruptă din rai, s-a gândit să-i scurteze drumul către rai bietului bătrân. Pe mine mă doare că călugărul acela Shaolin se lupta cu unul de aceeași valoare. Da, da, da. Starețul dădea într-un bătrân neajutorat. Dumne, alegeți un adversar pe măsură dacă tot ești bătăuș. Nu mai spun că era preot, dar nu era, eram bugiși. Păi... Starețul era într-o ținută sportivă. Dar lupta era inegală pentru că el era corpulent, era clar cu o condiție fizică foarte bună, iar bătrânul era într-o stare deplorabilă. Secvența din film, în primul rând că este profesionist făcută, în primul rând că este cu știința bătăii și este un act artistic. Ce se întâmplă aici este monstruos. Bine, și călugării Shaolin chiar au o artă de măsură, a luptei. Când, după câte știu, la noi la teologie nu se predă. Da. Adică nu știu, poate s-a dus Sobicec și acolo știi ceva? Măi, știi de ce sunt mut? Că și secvența era mută, într-un fel. Dar te lasă mut cum se poate neglija un om sau cum poate neglija un om membrii comunității. Poate și de-aia suntem în... Știi, că apropo că e o față bisericească... Da, eu cred că Dumnezeu și-a... Nu, dar explicațiile astea sunt plauzibile. Și-a luat privirea puțin despre... Că trebuie despre bătut un om dacă a trecut prin curtea bisericii sau dacă a făcut nu știu ce. Dom'le, nu înțeleg. Că prin curtea bisericii. Ești. Vorba lui Tavi, că bătaie ruptă de rai. Da, dar în rai, nu prin curțile bisericilor. Hai să vă povestesc eu ceva pe scurt. Povestește-ne. Am fost chemată să fac o ședință foto pentru o revistă, fiind îmbrăcat absolut civilizat și pentru că nu exista un studio, am zis să facem pozele pe stradă. Și eram în jurul bisericii Stavropoleos și am considerat că ar fi mai bine să facem pe străduța aia, că e foarte frumos. Casa parohială este renovată și are niște jardiniere în afară, deci pe stradă, pe spațiu public.
și eu eram îmbrăcată absolut civilizat, cu niște pantaloni trei sferturi, cu niște pantofi fără top, cu un tricou, nimic extravagant, nimic vulgar, și făceam poze pe stradă, în dreptul unui copac. Din cum se cadra fotografia, se vedea puțin din casa parohială. În momentul în care a ieșit un părinte de acolo, nu pot să vă spun ce a fost la gura lui. Nu pot să vă spun în ce hal m-a făcut pe mine, pe familia mea și pe cei care erau acolo cu mine. N-am mai avut replică. Pe lângă faptul că nu ne cunoșteam și nu avea de unde să știe, presupunând că eu aș fi tot ce-mi spunea el că sunt... Te-a văzut la filmul sau viață? Atunci e o bilă neagră pentru tine, pentru că ce mi-am auzit mie urechile era absolut paralizant. Dacă un preot poate să facă asta, nu știu de ce ne mai mirăm de oameni civili. Nu mai avem de ce să ne uimim. Da, de la violența verbală la violența fizică. Da, ele probabil, indiferent de la cine vine. Este o conținută în stare latentă noi care izbucnește din nimic. Dar e și o agresivitate în anul ăsta de criză. Parcă multe din răutățile din noi ies la iveală. Nu știu, oamenii violenți, oamenii agresivi, oamenii răi sunt încărcați cu energie negativă. Ori un slujitor al bisericii ar trebui să fie senin. Putea să vină, domnișoară, nu e bine să faceți fotografii aici. Poate că... și înțelegeți. Categoric, cu familia, m-a luat cu toată lumea. Bun, hai să mergem la povești mai frumoase și mai duioase, puse de această dată tot în paralel. Doamna și Vagabondul, 1955, producție Walt Disney. Hai să vedem o persoană feminină de condiție bună și o persoană masculină de condiție proastă din lumea canină. Și după aia trecem și în lumea noastră. This Christmas season, Walt Disney Pictures unwraps a very special holiday treat. Lady and the Tramp. She's a lucky little lady who's been catered to, pampered, and indulged. He's a wild and carefree rascal, totally independent, always into mischief. She's a little angel. He's full of the devil. But put them together, and it could only lead to one thing. It's love unleashed. But they love him. This is living. Breaks a new heart every day. I gotta get you out. He's a tramp. But I love him, and I wish that I could travel his way. It's coming your way this Christmas. Look who's here. Butcher, he's got a new girlfriend. You're cordially invited to share the magic, the romance, and the adventure of one of animation's most unforgettable tales. Open up your eyes to what a dog's life can really be. Open your heart to Walt Disney's classic, Lady and the Tramp. Da, domnul Ionescu, vechea poveste cu oameni care vin din lumi diferite și până la urmă se iubesc. Ce răspuns trebuie să dăm la asta? Nu știu, că a ajuns și în desene animate. Dar de ce ne impresionează mai mult că vine din lumea aia? Față de viață, filmul îți oferă foarte multe posibilități și anume la ceea ce nu te aștepți. În viață zici că e destinul, că e soarta, că sunt întâmplări. Dar în film poți să duci o relație, o situație acolo unde lumea nu se așteaptă. În puținătatea noastră emoțională, apropo că trăim într-o lume violentă, uităm că sunt zone pe care le poți consuma așa cum se consumă într-un desen animat. Apropo de desen animat, cu mulți ani în urmă am jucat la Teatrul Odeon într-un spectacol și stilul de joc era cam de desen animat. Și am fost criticat că Șerban Ionescu joacă în acel spectacol ca într-un desen animat. E foarte greu să joci ca într-un desen animat. Este foarte, foarte greu. Mai ales dacă era Walt Disney. Nu era Walt Disney, era Brecht. Nu te lăuda, da, nu. Brecht. Joacă ca într-un desen animat al lui Walt Disney. Disney. Asta era cea mai mare... Vorbim de agresivitate. Foarte puțini părinți
își pun copiii să se uite la desene animate Walt Disney, care au candoare, care acum. Acum, în momentul de față. Eu mă uit la niște desene animate din când în când, care sunt monstruoase și care nu stârnesc într-un om, mai ales într-un copil, decât violență și agresivitate. Da, în special cele japoneze care sunt. Walt Disney, cu arme, cu bătăi, da, cu Walt Disney are desene animate cu violență. Aduceți-vă aminte de filmele cu Tom și Jerry. Nu, are Hanna și Barbera, da. Papai nu tot, nu e lui. Cum îi spune? Donald Duck. Da, bun, sunt se violent. Luptă și el cu veverițele. Dar are acolo, un tip veverițele, de violență. Da. E un alt tip de violență care nu provoacă agresivitatea. Are candoare, așa. Exact, are candoare. Da. Da. Hai să vedem povestea cu doamna și vagabondul și în viața asta noastră reală. Doamna, o miliardară și un pescar. Da, îi vedem și într-o poză acum. O miliardară și un pescar s-au cunoscut pe un iaht. El era angajat și ea era fata marelui miliardar care era proprietarul iahtului. Să le vedem repede povestea. Chiar dacă nu sunt celebrități, unii oameni au o viață de bază. Un pescar britanic a prins-o în plasă pe fica unui multimiliardar. A cunoscut-o în urmă cu 8 ani, în timpul unei croaziere, pe un vas. El era membru al echipajului, ea oaspete. Cu toate astea, s-au îndrăgostit nebunește unul de altul. Acum o săptămână s-au și căsătorit, iar luna de miere și-au petrecut-o pe iahtul de 100 de milioane de lire al tatălui miresei. Doar era un mediul preferat al ginerelui. Foarte frumos. Că era pescar, că era ospătar, da, dar i-a picat cu tronc fetei. Da. Curat. Poate i-a gătit și paste cu pește și atunci... Tata socru a zis, domne, ce băiat destoinic. E și frumoasă fata. Că putea da, să da, fie da, da, bogată și el să s-a căsătorit, da, da, din interes. Dar e clar că e dragoste și el e drăguțel. Și eu ea... nu cred că i-a făcut paste. Nu? Dar ce i-a făcut? Eu nu cred că i-a făcut paste. Ce, o ciorbă de burtă? Scena cu macaroana, nu? Nu, nu. Nu, nu. Dar nu. Dar și el e băiat frumos. Da, da. Pe nu asta. Te pui, domne, cu... cu amorul, cu îndrăgostele, nu te pui. Dar ce legătură are? Nu ține are? De condiția socială. Bineînțeles. Dar asta pare ceva idilic, așa, doi și frumoși și deștepți. Nu știu cum. Și noi o miliardară, da? Eu cu Șerban, dar uite. Da, dar mai aveți o șansă acum să deveniți pescari. Nu, poate veni așa. Dar cu cine trebuie atunci să prezentați? Eram pe afiș. Cu mine, dar încă mă așteptau să cresc. Și cu care, uite, a ajuns în Italia o vedetă și cu Anca Țurcaș. A ajuns vedetă, da, pentru că n-a prezentat la mama aia atunci? Sau? Da, a prezentat. Ea a prezentat. Am înțeles. A prezentat și cercul de aur. Bravo e. Dar oricum, noi am ratat miliardara. N-am avut noroc. Băieți săraci. Bun, hai să vedem niște hoți de mașini. Conduși de Nicolas Cage și de Angelina Jolie, care într-un film de acum un deceniu și jumătate... trebuie să fure 50 de autovehicule în 24 de ore. Ei, de obicei, furau o mașină în 60 de secunde și filmul se cheamă Gun in 60 Seconds. Dar lovitura veților este să fure 50 de mașini în 24 de ore. Vedem trailerul și după aia aducem și ceva din viața reală. Time it took you to buy your ticket. 3.2 minutes. Time it took you to get your popcorn. 2.5 minutes. Time it took them. Well, let's go. To steal your car. Hello, ladies. 60 seconds. Move, go. Go, sway, baby, work your magic. Hold on, I know you're gonna do what I think you're gonna do. Have to go old school. A day to shop, a day to prep. Surprise attack. Nice. Little trick I learned in the car thief retirement home. By the time the first cars are boarded stolen, almost, your ship set sail. We do this, we do it my way. There's just a sucker for a redhead. You buy it, my friend. Okay, let's run. Da, filmul s-a făcut în ultimul an din secolul vitezei, în anul 2000.
ultimul an din secolul 20, dar viteza e din ce în ce mai accelerată, nu? Să fură o mașină în 60 de secunde. Și 50 în 24 de secunde. Cred că la noi se fură mai se repede. Fură în 30 de secunde, exact, la noi. Cred că da. Hai să vedem la bulgari. Cum are loc un jaf? Nu în 24 de ore, nu într-o oră, nu în 60 de secunde, ci în 3 secunde. Așadar, o mașină furată în 60 de secunde, un jaf bulgăresc în 3 secunde. Le punem în paralel. Ăștia ne-au luat. Asta zic și eu. Bravo. Jaf comis în numai 3 secunde. Autoturismul în care se afla o familie întreagă este spart, iar hoții reușesc să fură o geantă pe care puseseră deja ochii. Autorii jafului au dispărut rapid cu o mașină puternică înainte ca membrii familiei să reacționeze. Secunde, din trei mișcări. Dar era o mașină? Da, mașina din stânga. Mașina din stânga era tâlhailor, mașina din dreapta era victimelor. Se fură o mașină aici, da. Se fură din mașină. Păi da, se fură din mașină, dar în trei secunde să fur dintr-o mașină în alta și să mă și dispar. O geantă, ce-a furat? O geantă? Probabil o geantă. O geantă, probabil. Poate n-avea $1,000,000, dar avea ceva acolo. Eu știu pe cum arăta mașina. Ce precizie. Totuși, păreau profesioniști în 3 secunde, așa? Nu, cred că asta a fost un exercițiu, că de fapt se pregătesc pentru alte lovituri. Da, hoții de buzunare n-au aceeași... O, Doamne! Dexteritate. Nu? O cameră de supraveghere, a spus, nu? Da, asta a fost o cameră de supraveghere, într-o benzinărie, probabil. Bă, dar ce popor suntem noi, că stăm și ne uităm cum au fost furată o geantă în 3 secunde și da, noi, într-un fel, îi recunoaște meritele soțului. Bineînțeles, adică... Nu în țară. Da, în Bulgaria, avem și libertatea noastră, la noi în 30 de secunde. Da, nu păi știu. În Bulgaria, acum câteva luni, un an, s-au furat vreo 7 mașini odată dintr-o parcare. Ale românilor. Ale românilor. L-am cunoscut pe primarul acela. Da? După o lună am avut un spectacol la Ghimpa și a venit și el. Primarul era din Ștefănești? Nu mai știu. Parcă, da. Și cum a fost, domnule? A, ce le-am făcut, normal, că le-am făcut eu scandal. Mi-am dat pantalonii jos, i-am... Dar, până la urmă, el a găsit-o. Ea a fost adusă, bănuiesc, dar ceilalți nu. Da, ciudat. Bulgarii sunt mai tari, înseamnă. La ce? La asta, nu știu, am fost și eu în Bulgaria câteva zile, am fost la Balcic, că nu-l văzusem și oricum e vechi teritoriul românesc. Și nu mi s-a părut asemenea vest sălbatic și junglă infracțională și habar n-am, nu știu. Păi cu Dacia lui ce... Da, e asta. Facem propagandă la produsele românești. S-a dus special cu una veche. Bun, hai să vedem subiectul cel mai siropos din emisiunea noastră de astăzi. Ați aflat cu toții Gabriela Spanic, marea vedetă a telenovelelor sudamericane, a fost otrăvită. Prima veste care s-a dat acum câteva săptămâni a fost că ea a primit o travă din partea asistentei personale. Așadar, prima bombă. A doua bombă, cea care a urmat, este că asistenta personală, în otrăvirea Gabrielei Spanic, a urmat ordinul surorii gemene a Gabrielei Spanic, care era invidioasă pe cunoscuta actriță, nu putem spune marea actriță venezuelană, parcă. În fine. Hai să vedem și cum cântă Gabriela Spanic și cum a fost ea otrăvită. Nu știu, le punem cumva, le colăm cumva, să fie și muzică și imagini cu ea și de la otrăvire n-a fost o cameră de supraveghere. Dar să ne lămurim în câteva secunde ce a fost cu povestea asta cu otrăvire. Esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado, va bien apretado. La negra tiene tumbao. Actrița venezuelană Gabriela Spanic a fost otrăvită cu sulfat de amoniu timp de mai multe luni. Procuratura a stabilit că vinovată este asistenta personală a vedetei care turna substanța în mâncare și în băutură. Para que no haya tropiezos y venga ni te la mentes. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio. Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas azúcar. Încă din
aprilie, Gabriela Spanic, mama și fiul ei au acuzat probleme de sănătate. Analizele medicale au stabilit un nivel ridicat de amoniu în sânge, care pe termen lung ar putea fi mortal. Vedeta a declarat la poliție că asistenta sa era singura care nu prezenta simptome și refuza adesea să consume din alimentele din casă. Gabriela Spanic și mama acesteia au făcut o plângere pentru tentativă de omor. Vai, Alexandra, săraca Gabriela Spanic, cum era să moară ea panseluță de ea? Trebuie să plâng? Da. Bine. Dacă l-a sărutat pe Lucian Vizirul la București, a? Serios? Nu eram de era vreo. N-am prins. Da? În fața camerelor de la vederi, urmau să joace împreună. Eu cred că e de origine sârbă, ea cred că a fost panici. A devenit la Spanic. Da, posibil, dar posibil. Dar nu părea otrăvit aici. Erau imagini de arhivă. Iar cu cântatul e cam mulți, ai spus, cântă. Da, ea era în clip acolo. Da. Nu era vocea ei. Ce spuneți, domnule Ionescu, cu poveștile astea? Sau e făcut ca la următoarele episoade din telenovele în care joacă ea să se uită toată lumea? Să zică, vai, a revenit pe ecran Gabriela Spanic și după aia cumpără lumea detergent și săpun și pastă de dinți. Doamne, eu cred că e mână de femeie aici. Tu ai o asistentă? Nu. Un bărbat nu s-ar fi ocupat de chestia asta. Uite ce pericole ne pasc. Am înțeles, o să-mi iau un asistent întotdeauna. Nu, da, de multe ori știți foarte bine, în presa mondenă și de scandal, foarte multe subiecte sunt inventate sau sunt induse de către vedete. Provocate de manageri, de impresariat așa. Americanii posedă știința asta. Până dar și la noi, cele trei mari tabloide își fac paginile cu subiecte furnizate de către vedete. Exclusivitate, nu știu ce. Sau la carnetul și mă uită că a doua zi scriu și a fost văzută la volanul. Mă, dar parcă ieri îi luase carnetul. Să mai încurcă și ei. Dar cred că ar trebui să avem sute de mii de paparații ca să surprindă în exclusivitate toate fazele alea. Dacă cineva nu le-ar da informația pe telefon. Vezi, așteaptă-mă că diseară dorm la cutare. Nu, dar colegii noștri oricum, sună. Iar că nu le surprind, inventează. Pe tine nu te-au sunat niciodată? Ba da. Spune-ne ceva. Ba da. Hai, trebuie. Închide ediția, e pagina goală. Am sunat odată. Haide, dacă nu... Exact. V-am sunat odată ceva tare. Inventând că am avut, conduceam și am avut accident de mașină și le-am zis, e ok, dar eu nu am carnet, deci nu se poate. Ce an, nu? Bine, atunci hai să spunem că te-a mușcat un câine, dar nu vreau, mulțumesc frumos, de ce să spunem ceva? Eu sunt liniștită să nu apar. Ceva mai bine, da. Un papagal. Dar în cazul Gabrielei Spanic, s-ar putea să fie ceva adevărat. Acum depinde și cum arată asistenta ei. Am văzut-o, nu arată strălucit. Ce, și asistenta s-o fi gelozit pe cine Gabriela? Știe? Toată lumea o... Sora frumușică însă. Da, sora frumușică, da. Frumușică. Să nu uităm că toate aceste telenovele, de fapt, își trag seva din părticele adevărate de viață. Otrăviri cu despărțiri. Bun, și după 10 de ani, sora geamănă a zis, dom'le, hai să o otrăvesc pe sora mea, că ea are succes. Acum și-a dat seama că are succes aia sau? Nu, acum nu mai suportă succesul ei. Până acum a fost la psiholog sau la psihiatru, depinde. Ce spuneți, domnule? Credeți că povestea e reală sau mai e și un pic de publicitate autoindusă pe acolo? Păi, la câte nebunie în lumea asta, de ce să nu... De ce să nu credem și în poveștile astea? Mini-poveștile astea, așa, aiuristice, că sunt aiuristice. De ce lumea, în secolul 21, când totul se consumă la viteză și în mare zgomot, chestiile astea, chirăilile astea, țipetele astea, fac bine, așa. Dar nu era viteză, se pare că îi picura... În fiecare zi, Dumnezeu o termina într-o zi. Păi nu era cu maciunul. Exact. Nu că voia să o vadă cum se chinuie. Și eu avea cred. Voluptatea să o vadă cum mi din ce în ce mai greu. Eu cred că asta sulfatul de amoniu, știi ce face? Îmbătrânește.
Și probabil vrea să o vadă bătrână și urâtă. Sau topește silicoanele. Sau topește silicoane, ceva așa. Aia e cu silicoane. Ceva să facă ca pe cocoloșul de hârtie așa. Bătrână în 24 de ore, da? Bun, hai să-l vedem și pe un crocodil care e analist politic. Am avut un campionat mondial de fotbal în care s-a vorbit mai puțin de ce făceau acolo echipele și mai mult întotdeauna despre Caracatița Paul, care nu era Caracatiță, era un Caracatiț și care își dădea cu părerea cine câștigă fiecare meci, cine se duce în sferturi, cine în semifinale, în finală, cine câștigă campionatul mondial. Le-a nimerit la toate Caracatița Paul, au vrut să o cumpere rușii, americanii. Nu. La finală, mă rog, a fost defecțiune tehnică. E, acum s-a terminat campionatul mondial, hai să mai inventăm ceva, lumea are nevoie de povești. Crocodilul care e analist politic și care, nu știu ce, mănâncă niște carne de la cei doi candidați la prima funcție în statul australian. Hai să-l vedem și pe ăsta de la grădina zoologică. Celebra caracatiță Paul, expertă în ghicirea rezultatelor la fotbal, are un confrate mai fioros într-un parc natural din Australia. Este vorba despre un crocodil pe nume Harry, înzestrat și el cu talent de prezicător, dar interesat mai mult de politică. El a fost invitat ieri să aleagă între două bucăți de carne care îi simbolizau pe candidații la funcția de prim-ministru al Australiei. Deși se spune că ar avea opinii de dreapta, crocodilul a preferat-o pe laburista Julie Gillard, actuala șefa guvernului, favorită și în sondajele de opinie. Descoperă noua generație de șampoane antimătreață de la expertul în îngrijire Nivea. Spre deosebire de șamponul lider antimătreață, sistemul Liquid Clear conține activi solubili. Aceștia se dizolvă complet și elimină eficient mătreața, fără a lăsa urme vizibile. Până la 100% fără mătreață. 100% păr frumos. Testat. Noua generație de șampoane antimătreață de la Nivea. Încearcă-l acum! 100% fără mătreață sau îți dăm banii înapoi. Ce mai face familia Petrescu? Luăm o picătură de Fairy și o picătură din cel mai bine vândut detergent de vase concurent ca să descoperim care dintre ele va lupta mai mult timp împotriva grăsimii. Iar Fairy rezistă mai mult, cu până la 30% mai mult față de cel mai bine vândut detergent de vase concurent. Pentru dureri musculare și reumatice ai nevoie de Ketonal Gel. Are doza necesară dintr-o substanță activă puternică și eficientă ce acționează la locul dureros. Ketonal Gel. Putere și încredere. Buzdugan și Morar renunță la radio și fac spectacol. Ascultă Orchestra Națională de Radio din 6 septembrie. Holsten respectă legea germană a purității berii. Doar 3 ingrediente, malț, hamei și apă, dau gust adevărat unei beri cu adevărat germane. Respect. Holsten. Totul pentru gust. Dacă te-ai săturat de durere sau de febră, încearcă Neolin, o combinație modernă de substanțe active ce triplează lupta împotriva durerii și febrei. Neolin învinge durerea și febra. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Susținem excelența, antrenăm inteligența. Periuțele obișnuite îți curăță dinții, dar bacteriile pot rămâne ascunse în gură. Periuța Oral-B Expert combină peri criss-cross, stimulatori gingivali și chiar o suprafață de curățat limba pentru a-ți oferi o igienă orală completă. Oral-B, marca de periuțe de dinți numărul 1, recomandată de medicii dentiști din întreaga lume. Orice mulțime e o revoltă în devenire. În lectura ta, Eric Ambler, epitaf pentru un spion. Luni, 6 septembrie, la doar 5,9 lei, volumul cu numărul 15 din colecția Carte de Buzunar, numai cu Jurnalul Național.
Când alergia mea se agravează, parcă sunt în ceață. Dar vreau să mă bucur în continuare de lucrurile care îmi plac. Să fac poze, de exemplu. Cu Claritin totul devine clar. Alergia mea este controlată și mă simt în formă. Claritin este cel care mă ajută atunci când strănut, îmi curg ochii și mă mănâncă nasul. Timp de 24 de ore. Te-ai gândit că ai putea fi unul dintre ei? Claritin lovește alergia în plin. Acest medicament conține loratadină 10 mg și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea pacientului prospectul sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Mirodenia de la Fux, fără monoglutamat, doar atâtea puțină sare, 100% natural, ei, da. De la Fux, mirodenia e 100% naturală? I-ai făcut testul? Da! Mirodenia, fără conservanți. Ai o mamă! I-a făcut Emi testul. Pentru o mâncare 100% naturală, mai trebuie puțin Fux. Poftiți, doamna Ionescu. Am sunat mai devreme, dar... Vecina, știi vin iaurt ieftin și bun? Trebuie să încropesc o gustărică și pensia vine abia... mâine. Păi iaurt de la Casa Bună. E nou, ia de gustă. Încearcă noul iaurt simplu de la Casa Bună. Un ajutor la îndemână. La Fux, natura este singurul ingredient. Pentru naturi costoase, mai trebuie puțin Fux. Casa de comenzi, Direct Home Delivery, prețuri de hipermarket, livrare maximum 24 de ore, fără taxe de transport. Comenzi online pe www.edhd.ro. Un test simplu ne arată cum Certificat Plus, superlavabilă cu dispersie by hidrol de la Bayer Material Science, distruge 99,9% din microbi din casă în primele 24 de ore. Căveri Certificat Plus. Știați că cel mic are nevoie de minimum 7 mg de fier pe zi, echivalentul la peste 20 de litri de lapte de vacă, sau doar două cănuțe de Milumil, nutriție echilibrată. Asigură o creștere sănătoasă, dezvoltare armonioasă, abilități de învățare. Milupa Milumil, nutriție echilibrată. Sursă de fier. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Am extins pericolul îmbolnăvirii în toate colțurile băii și totuși suntem în primejdie! Un singur căpăcel de Domestos diluat în găleata cu apă curăță toate suprafețele din baie și omoară pe loc microbii și virusurile. Domestos omoară microbii și virusurile definitiv. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Tu ai dreptate mereu. Cu excepția acestei seri, când te înșeli. Nu știai că mai e un loc în care să te uiți la televizor fără să te enervezi? Dacă Băsescu vă ia artificiile... Toată viața, de când eram mică, am văzut artificiile în fiecare vară, de 15 august în Portul Tomis, și anul ăsta țeapă, țeapă adevărată, incredibil! Confidențial vă face capriciile! Uite, luăm Veneto ăsta, ne ducem de aici până la Marea Mediterană, până la Costa de Azur, și o să vezi niște artificii mortale. Pornim pe oceane cu pânzele sus, aducem vedete de unde s-au dus. Cristi Brancu și Ioana Turcu pornesc croaziera secretelor. Prima oprire, duminică la Confidențial. Începe o toamnă de distracție la Antena 2. Da, deci crocodilul e analist politic, Caracatița Paul îl alegea pe ăla care câștigă. Aici, de la care mănâncă carnea, ăla pierde sau câștigă? Că eu n-am înțeles prea bine. Nu știu, dar nu putem să-l aducem aici la noi? Să mănânce oamenii politici? Da, le dăm altfel. Cu o mână. Cum cu o mână? Ăla pe care îl mănâncă crocodilul, e clar că va câștiga celălalt. Da, 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 da. E de bun simț, da. Asta e. Da, da.
Și tu ești de poveste. Păi și acum în toamnă ce facem? Când o să avem sau nu o să avem un nou guvern, un nou prim-ministru? Nu o să fie nimic, ziceți, nu? Sunt prea mulți crocodili în viața politică? Se menajează, da. Nu se mănâncă între ei, nu... Am mai vorbit la o emisiune, apropo de... de clasa conducătoare, știi? Și le-am spus, de fapt, ăștia n-ar trebui să fie clasă conducătoare. Ăștia ar trebui să fie clasă protectoare. Dar ei nu sunt. Eu cred că din... dicționarul lor nu există protecție. Ți-ai plătit... da, asta vreau să rămâns la vorba din gură. Da. Ai ieșit la coadă? Eu nu mi l-am plătit încă, mărturisesc. Voi fi permanentă grevă. Da, am dat declarație. Nu. Pentru că la noi nu e repetitiv. Dar câștig luna asta ceva și în octombrie nu câștig nimic. Tot trebuie să te duci personal, da, să spui, declarația din nou. Nimic. Iar ordonanțele se modifică în fiecare este săptămână. Aderat. Lumea să e nebunită. Cel care a scos ordonanța asta, el să se ducă acolo. Nu. O lămurim noi până atunci. Se va ajunge la altceva, nu se va duce nimeni. Nu, da, s-a nimerit că în emisiunea asta am impresia că toți patru avem de-a face cu drepturile de autor, nu știu cum e o coincidență. Toți patru decidem și toți, toți suntem prezuntivi infractori, suntem, pentru că s-ar putea să nu avem, să nu fim autori, să nu fim creatori, să fie alții care se ascund din aia 500 da, de mii. Da, și atunci toți se vede plătim. Cu ochiul liber că eu sunt șofer. Mi se pare normal. Este avea dreptate preotul de la Stavropoleos. Exact, se vede că eu sunt șofer și... Și mi-ar plăcea să stau cu tine la coadă câteva ore. Poți fi și șofer. Bun, deci s-a făcut 3, echipa pentru Mamaia. La Mamaia, da. Pregătim textul pentru Mamaia. Sigur, repetăm. Sigur, sigur. La coadă poți să faci o mie de lucruri foarte folositoare în societății. Cred că la asta s-au gândit. Auzi, apropo de cozi, stăteam de vorbă cu niște prieteni mai săptămânile trecute și unul își exprimă un gând așa mai... hazliu, mai nebun, dar băi, zice, ce nasol era pe vremuri. De ce? Și am tăcut. Și după 3 secunde tot el. Dar știi ce dore mie? Dar era o poveste asta, că bă, nasol a fost pe vremuri. Dar nici tu nu te-ai aruncat. Că n-aveam voie aia, da mă, dar era bine. Cum, domnule, că da, dar uite, n-aveai voie aia, da mă, dar era bine, da mă, dar n-aveam voie aia, da mă, dar era bine. Și că, spui, domnule, că era bine. Da, domnule, ce pe vremea aia, bă. Puteam să mă duc după fete. Aveam 20 de ani. Mă rog, bancul este puțin adus din cărbei ca să se poată spună pe post. Da, ca să încheiem și pe o notă un pic mai sobră, așa că e sâmbătă după amiază și am râs destul acum. Te-am fost sobri destul. Chestiunea asta cu creatorii totuși revine obsedant. Spunea într-o emisiune Valentin Teodosiu, ci că, dom'le, am câștigat mai mult, că am făcut niște filme anul trecut și acum vor să-mi bage TVA pe ce am câștigat, pe venit, să plătesc și TVA. Acum au mai trecut câteva luni, nu s-a mai băgat TVA sau se bagă peste un anumit cuantum, dar trebuie plătită, nu știu ce, pensie, șomaj. Cine a văzut un actor șomer? Cine a văzut un scriitor șomer? Nu știu, mi se par niște dar chestii. Dar eu întreb altceva. Mai e și angajat undeva și plătește acolo pensia. Da, pe contract de muncă. Dar dă două pensii. Da, trei pensii. Este aberant, trei pensii. Dacă tu ai dreptul din două locuri, plus unde ești angajat sau... taxa aia de sănătate îmi dă mai multe medicamente sau asist. Deci este aberant totul. Ne merităm soarta. Pentru că comentăm aici, comentăm acasă, comentăm cu prietenii, comentăm pe stradă, dar nu facem nimic. Noi suntem un popor care nu avem atitudine. Să-i nu luăm pe mâna crocodilă. Vreau să vă spun ceva. Să vină crocodilă, da. La a fost crocodil. În Grecia, în momentul în care s-a anunțat că furnizorii nu vor mai da benzină. Și trebuia să plecăm către țară. Aveam rezervorul gol și am zis, ca româna și găsim noi, mergem pe undeva, într-un sat, ne-am dus la Mama Naibii, în vârf de munte, să găsim o pompă de benzină să putem alimenta. Am crezut că o să ne bată grecul când l-am întrebat dacă nu cumva el n-are puțină benzină să ne dea și nouă. Așa o solidaritate, așa o demnitate au avut în a nu furniza benzină niciunei stații, a fost o lecție pentru toți cei care am fost acolo în vacanță atunci. Niciodată nu vom putea fi ca ei. Și atunci ne merităm soarta. Să ne trimită la cozi, să ne calce în picioare și să-și bată joc de noi. Vai ce bătuioasă ești, Alexandra, da. În emisiune. Eu da. Da. Și aștept să vină, să-mi bată la ușă și să-mi pună cătușele. Ai vocație civică. Să sperăm că nu ajungem chiar acolo, deși s-au parcurs niște pași. Așa, bravo ție. Eleu din mine. Au fost trei invitați special, Alexandra Velniciuc, Octavian Usulescu și Șerban Ionescu și încheiem cu o melodie la fel de specială a unui cantautor talentat, Ovidiu Scridon se cheamă și mai face și televiziune, am înțeles.
Și la radio la un moment dat. Și radio a făcut la un moment dat. Se cheamă Mie Dor. E o melodie frumoasă și e din zona aceea mai plăcută și mai nelălăită a muzicii noastre, așa cum apreciază telespectatorii emisiunii Filmul sau Viața. Au fost niște manifestări bune anul ăsta, am fost și eu la Folk You, la Vama Veche, și am văzut acolo o atmosferă care chiar e diferită de manelizarea asta și de striptease-ul televizat care se face din ce în ce mai mult de vreme încoace. Filmul sau Viața se încheie așadar cu Mie Dor. Eu mă gândesc la tine, visesc că sunt departe de cei răi. Te simt aproape, te simt în mine. Mi-e dor de ochii tăi, mi-e dor de ochii tăi. Mi-e dor de ochii tăi, mi-e dor de ochii tăi. Adierea gândurilor tale și-aș vrea să-ți fiu la poartă, zurgălău. Vedetele se ceartă? Antena 2 recomandă box și perință. Execută fără milă! Nu mă mai jigni! Meciul? Pe vrea neapărat să-l bag în seamă! Arbitra de brand. Să vezi ce o se tragă! Împăcarea? E obligatoriu! La chefului lui tatu. Te las să câștigi, mută! Urmărește echipa de show. Antena 2, suntem noi. E adevărat că suntem răi, dar tot ce facem cei mai buni. La un moment dat sper eu că mă voi întoarce în televiziune. Poate mă primești în afaiz. Show-ul pe care îl iubești. Îi mulțumesc pentru toate momentele în care m-a făcut mândru că este asistenta mea și că a dovedit în anii ăștia că este cea mai bună asistentă de televiziune din România. Prietenii care îți aduc zâmbetul pe buze. Adică tocmai tu, mă, nenorocitule. Revin din septembrie. Ce dorești? Vreau ce ești. Te gândești mereu la criză? Crezi că viața e o zdreanță? Scoate-te un pic din priză. Începe o toamnă de distracție în stil răi, dar bun. Hai mai aproape, curaj. Băi, stai aici. Ți-am rupt gâtul, nu? Cu Mihai Morar la Antena 2. Adică ce? Există altă vedetă în emisiunea asta în afară de mine? Sau... Sunt spectaculoși. Tu s-a declarat decesul. Va salva CNN-ul. Fără a face spectacol în viața lor. Printre noi sunt minți strălucite. Ne-au scanat mansarda, n-au găsit nimic. România a uimit lumea de multe ori. Sunt interesanți. Scenariul merge și așa. Fără a fi interesați de imagini. Fazul de necaz pe care îl facem noi. În schimb, să avem răbdare. Lucrurile se vor schimba. Oh, da, asta este minunat. Sunt vedete veritabile. Mi-ar plăcea să fiu. În domeniile în care au făcut performanță. Va fi o mare reușită acest roman. Delia Budean. Problema noastră e sistemul. Nu cred că dialogul este important în toată democrație. Îți prezintă... E superb finalul. Oamenii timpului nostru la Antena 2. Dacă lumea e o scenă... Sună periculos, trage fusta mai jos. Noi cântăm mai tare decât toți. Dacă lumea e o piesă de teatru... Oi fi un zodiac, dar nici tu nu ești un zodiac fecioarei, să știi. Noi dăm toate replicile de comedie. Dacă lumea e un show... Păi show să fie! Vedete, secrete, dezvăluiri și premiere. Pregătește-te pentru o toamnă de distracție! Îngrozitor! Echipa de show revine! Yeah! Antena 2, suntem noi! Eu prezint agentul VIP? Bine, și eu prezint Ray Damun? Asta ar fi o chestie interesantă. Cu sprijinul tău, campania umanitară Apa Trece, România Rămâne, de
declanșată de Fundația Nereu aproape, Antena 3 și Observator, a atras peste 850.000 de euro. Banii sunt alocați pentru construirea peste 80 de case în Dorohoi și Mogoșești-Siret. Pentru continuarea lucrărilor, firmele de construcții și furnizorii de materiale de construcții sunt rugate să sprijine acțiunea de reconstrucție a caselor afectate de inundații. Detalii la adresa de mail și numerele de telefon afișate pe ecran. Alătură-te acum campaniei Apa trece, România renaște.